Foarte mulți mehedințeni nu cunosc toate informațiile necesare în ceea ce privește înscrierea pentru vaccinare. Persoanele vârstnice sunt doritoare pentru a se imuniza împotriva virusului, însă cu toate acestea sunt respinse de către medicii de familie, iar tehnologia nu le este cea mai bună prietenă. Persoanele vârstnice de peste 65 de ani, dar și persoanele cu boli cronice sunt eligibile pentru a se vaccina în etapa a doua. Acestea sunt vulnerabile atât din punct de vedere social cât și medical, întrucât nu cunosc informații necesare în ceea ce privește vaccinarea. Fac parte din categoria de 65 de ani, peste 65 și cu boli cronice. Nu știu cine, nu avem nicio informație. La cine mă programez, cine îmi face vaccinul, nu știm nimic. Nu avem nicio informație. Doriți să vă vaccinați acum în cea de-a doua etapă? Imediat. Dar n-am unde. La doctorul de familie încă nu face lista. Nu face? Da. Și că nu știe. Doi doctori de familie am întrebat. Încep să facă lista și că după februarie, la sfârșit. Metodele prin care cetățenii se pot programa pentru vaccinare sunt prin intermediul medicului de familie, la care sunt înscriși prin intermediul oricărui alt medic de familie, prin call center la numărul de telefon 021-414-4452, dar și prin structurile de asistență socială ale primăriilor. În etapa a doua de vaccinare, persoanele cu grad ridicat de risc care intră în această etapă să se vaccineze sunt următoare. Persoanele vârstnice cu vârstă peste 65 de ani, persoanele care suferă de boli cronice indiferent de vârstă, persoanele care desfășoară activități în domenii cheie și vârstnicii din centrele rezidențiale. Pentru persoanele cu vârste peste 65 de ani, cei cronici și cei care desfășoară activități în domenii cheie, aceștia se pot programa prin intermediul medicului de familie. Dacă nu sunt înscriși la un medic de familie, prin intermediul oricărui alt medic de familie, prin call center la numărul de telefon 021-414-4452, prin structurile de asistență socială de la nivelul primăriilor, sau individual prin intermediul platformei vaccinare covid.gov.ro. Persoanele eligibile se pot programa pentru vaccinare indiferent dacă au sau nu asigurare de sănătate.